Inteligența artificială va fi explicată pe înțelesul tuturor vineri la Universitatea Constantin Brâncuș. Sunt așteptați atât studenți cât și elevi. Detalii imediat. A plouat cu amenzi usturătoare în sectorul alimentar. Ce au găsit inspectorii la fața locului, aflați mai târziu în jurnal. Și tot atunci vorbim și despre turneul Stradivarius, care se va încheia pe 11 august în Parcul Coloanei, fără sfârșit. Unii miniștri sunt ocupați cu alegerile interne, parlamentarii la fel. Ceilalți din opoziție privesc satisfăcuți spectacolul. Se elaborează strategii până la cel mai mic detaliu, se muncește intens și într-o tabără și în cealaltă și cu aceeași seriozitate. Ceilalți asistă și își iau notițe ca să aibă subiect de critică. Dar cu atâția oameni ocupați, cine se mai uită spre problemele țării? Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Universitatea Constantin Brâncuș este gazda unui eveniment ce va avea loc vineri, începând cu ora 10. Este vorba despre prezentarea conceptului de inteligență artificială, unde cei prezenți vor înțelege cum funcționează algoritmii reclamelor și recomandărilor din online, iar elevii și studenții vor beneficia și de consultanță în alegerea carierei. V-ați întrebat vreodată de ce reclamele din online au de cele mai multe ori legătură cu un subiect căutat recent sau chiar cu un obiect despre care ați discutat că vreți să îl achiziționați? Totul se bazează pe inteligența artificială, iar fenomenul nu trebuie să sperie pe nimeni. Pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine cum funcționează toate acestea, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu este gazda unui eveniment privind inteligența artificială. Vineri, începând cu ora 10, fondatorul Centrului pentru Mașini Inteligente, Andrei Lukic, va fi prezent în sediul din debarcadere al instituției pentru a explica pe larg conceptul. Evenimentul este în principal axat pe partea de inteligență artificială, iar scopul lui este de a populariza domeniul în rândul publicului larg. Ne dorim să atragem cât mai mulți oameni la eveniment, astfel încât să înceapă să cunoască domeniul, deoarece tehnologiile respective sunt din ce în ce mai frecvent întâlnite în viața noastră. Noi am dorit ca oamenii nu doar să audă de conceptele acestea, ci să poată să și înțeleagă ce se întâmplă acolo, ce înseamnă atunci când Netflix ne oferă o recomandare sau de ce apar anumite link-uri sau reclame pe Facebook, pe Google, pe Instagram și așa mai departe. Cum funcționează un sistem de recomandare al Amazonului sau al altui site de e-commerce. Andrei Lukic este din Craiova, dar acum locuiește în Târgu Jiu. Și-a început cariera în domeniul inteligenței artificiale acum aproape 10 ani, când studia procese biologice în cadrul doctoratului la o universitate din Londra. Apoi a pornit o companie de consultanță în domeniu, iar din 2020 a creat Centrul pentru Mașini Inteligente alături de alți doi fondatori. Scopul este acela de a dezvolta unelte pentru a putea înțelege, prezice și simula comportamentul uman. În partea a doua a evenimentului va fi o sesiune de mentorat și orientare în carieră, unde participanții pot adresa întrebări. Manifestarea este dedicată atât studenților cât și elevilor de liceu. Cea de-a doua parte a evenimentului este dedicată celor care vor să pătrundă în domeniu. Vom avea o sesiune de mentorat și orientare în carieră, unde pot veni participanții să ne întrebe ce anume ar trebui să facă pentru a ajunge să lucreze în aria inteligenței artificiale. Prin sesiunea de mentorat, noi vom încerca să îi ghidăm cam spre primii pași din domeniu. Va fi o sesiune deschisă pe întrebări din partea lor și răspunsuri din partea noastră, unde încercăm să acoperim cât mai mult din ce ar trebui să facă cineva la început de drum, cam care ar fi ruta pe care să urmeze, începând cu cursuri, facultăți, pe profil, ulterior cum să înceapă să lucreze în domeniul ăsta, ce așteptări sunt de la ei și așa mai departe. Alături de Andrei, un alt fondator al centrului, Marian Ionescu, va media sesiunea de comunicare. În sală vor trebui respectate minimele măsuri pentru prevenirea COVID-19. În urma problemelor legate de noul operator de deșeuri care își desfășoară activitatea în locul Supercom, prefectul de Gorj s-a întâlnit cu reprezentanții societății. La ședință au participat și directorii instituțiilor de protecție a mediului. Principala problemă era legată de neplata unor restanțe ale salubrii către groapa de gunoi.
Întâlnire pe tema gunoaielor la nivelul județului Gorj. Ședința a avut loc la prefectură și au fost prezenți nu numai reprezentanții Salubris Gorj, ci și directorii instituțiilor de mediu, dar și administratorii depozitului de deșeuri. Principalele probleme ale societății care se ocupă de preluarea gunoiului erau legate de datorii mai vechi, neplătite către Polaris Mediu, dar și în privința autorizațiilor de mediu. Prefectul județului spune că în urma discuțiilor o parte din probleme s-au rezolvat, iar restul sunt în curs de soluționare. Erau niște probleme mai vechi acolo, generate de faptul că exista o întârziere de plăți a celor de la Salubris către cei care gestionează groapa de gunoi. Aceste probleme au fost rezolvate, cel puțin la momentul actual. De asemenea, mai era o problemă legată de emiterea autorizației de către Agenția Națională de Mediu. Acolo existau niște termene care decurg și săptămâna aceasta cred că se va rezolva și această problemă, astfel încât problema cu gunoiul generat pe raza comunelor în care acționează firma Salubris să fie o problemă rezolvată. Eu consider că această problemă este depășită și rămâne ca lucrurile să-și intre normal, astfel încât de acum încolo gunoiul după raza acestor localități să fie ridicată, regulată. Deșeurile au fost ridicate până acum de Salubris Gilort, însă platforma intermediară este în acest moment plină. Dacă aceasta nu va mai primi gunoaiele, ar putea apărea adevăratele probleme legate de ridicarea gunoaielor din localitățile de pe raza județului Gorj. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj participă la campania demarată la nivel național privind combaterea muncii la negru sau la gri. Doi angajatori din Târgu Jiu și din Alimpești au fost sancționați pentru folosirea muncitorilor fără contract individual încheiat. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj este partea unei campanii desfășurate la nivel național. Muncește legal, cunoașteți drepturile. Are ca scop prevenirea folosirii muncitorilor fără forme legale. La nivelul județului Gorj au fost distribuite pliante în vederea creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată. Inspectorii au informat persoanele despre drepturile și obligațiile pe care le au acestea și riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la negru sau la gri. În cadrul unei campanii naționale inițiate de Inspecția Muncii, Muncește Legal, Cunoașteți Drepturile, la nivelul județului Gorj au fost distribuite pliante în vederea creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată, la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la negru sau la gri. În urma controlelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, doi angajatori din Târgu Jiu și din Alimpești au fost depistați cu astfel de nereguli. Cel din municipiu activează în domeniul coafură și alte activități de înfrumusețare, iar celălalt în construcții. Aceștia au fost sancționați cu amendă în cuantum de 40.000 de lei pentru folosirea în activitatea două persoane pentru care nu au avut încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. În urma controlelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, doi angajatori, unul din municipiul Târgu Jiu, cu domeniu de activitate coafură și alte activități de înfrumusețare, altul din comuna Alimpești, activând în domeniul construcțiilor, au fost sancționați cu amendă în cuantum de 40.000 de lei pentru folosirea în activitatea două persoane pentru care nu aveau încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. În perioada 5-16 iulie 2021, inspectorii de muncă au efectuat 50 de controle care au vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea și sănătatea în muncă. Au fost aplicate 29 de amenzi contravenționale în valoare de 141.000 de lei și dispuse 122 de măsuri de intrare în legalitate. Un scandal a izbucnit aseară în fața unui local din Motru. Polițiștii au intervenit la fața locului, iar după conflict, patru bărbați au petrecut noaptea în spatele gratilor. Noaptea trecută, un scandal de proporții a izbucnit în fața unui local din municipiul Motru. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel 112 și s-au deplasat la fața locului cu mai multe echipaje. Cu ocazia cercetărilor preliminare, s-a stabilit că după miezul nopții, în fața unui local situat în parcul central din localitate, a avut loc un conflict spontan. Patru bărbați cu vârstele cuprinse între 30 și 47 de ani din municipiul Motru și din comuna Florești, județul Mehedinți, au început să se bată între ei, provocându-și mai multe leziuni. În urma conflictului, un tânăr de 32 de ani din Motru a suferit răni în zona capului și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cele din urmă, acesta a refuzat internarea. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj patru bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 47 de ani din Municipiul Motru și Comuna Florești, județul Mehedinți, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor, de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că noaptea de 19 spre 20 iulie anul curent, cei patru bărbați, aflându-se în fața unui local public de pe plaza Municipiului Motru, au avut un conflict în urma căruia au tulburat ordinea și liniștea publică și ar fi exercitat acte de violență unul împotriva celuilalt. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale. În această dimineață, polițiștii au luat măsura reținerii celor patru, toți fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj pentru 24 de ore. Săptămâna trecută a plouat cu amenzi în sectorul alimentar. Inspectorii DSVSA Gorj au luat la puricat unitățile de pe raza județului și au depistat nereguli grave, cuantumul amenzilor ridicându-se la aproape 60.000 de lei. În continuare, igiena necorespunzătoare a spațiilor și depozitarea sau neetichetarea produselor rămân printre cele mai întâlnite probleme. S-au împărțit 13 sancțiuni contravenționale săptămâna trecută în urma controalelor efectuate de inspectorii DSVSA Gorj. A plouat cu amenzi în sectorul alimentar, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproape 60.000 de lei. Principalele nereguli depistate de autorități sunt legate fie de igiena necorespunzătoare a spațiilor, fie de produsele depozitate la voia întâmplării, ori etichetate greșit. Cele mai mari amenzi date se ridică la 10.000 de lei în cazul a 4 unități alimentare și un conducător auto. În primul caz vorbim despre o bucătărie care a fost sancționată pentru deficiențe de întreținere și igienizare a spațiilor și echipamentelor. De exemplu, pavilionul era neînregistrat, utilajele neîntreținute, pereții prezentau plăci de faianță dezlipite, iar tavanul avea porțiuni de vopsea exfoliată. Tot pentru igiena precară a fost amendată și o pensiune restaurant pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor și echipamentelor. 10.000 de lei trebuie să plătească amendă pentru plafon cu infiltrații, suprafețe interioare neînregistrate și depuneri masive de gheață la congelatoare. Aceea sumă a primit-o și un supermarket pentru depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, fără lotizare și în vecinătatea produselor nealimentare. O situație și o sancțiune similară a fost întâlnită la o unitate de catering pentru încălcarea normelor de igienă la depozitarea produselor alimentare. Mai exact, în camera frigorifică, materii prime erau depozitate în vecinătatea preparatelor culinare și un conducător auto a fost sancționat cu 10.000 de lei. Acesta comercializa produse alimentare direct din autoturism, care nici măcar nu era igienizat. Persoana care manipula alimentele nu deținea echipament de protecție și nici documente care să ateste controlul stării de sănătate. Cât 1.200 de lei au primit 3 rulote snack bar, atât pentru echipamentul necorespunzător al angajaților, cât și pentru depozitarea cărnii în afara spațiilor frigorifice, iar un magazin alimentar a fost sancționat cu 600 de lei pentru că vânzătoarea nu avea echipament corespunzător. Pentru deficiențe de întocmire a documentelor curente, o pescărie a primit avertisment scris, iar pentru comercializarea produselor alimentare fără a deține document de înregistrare, au fost sancționați doi producători particulari cu câte 1.200 de lei. Inspectorii au efectuat săptămâna trecută peste 140 de controale care vor continua și chiar se vor intensifica în sezonul estival. Mult iubitul turneu al lui Alexandru Tomescu va poposi din nou la Târgu Jiu. Vioara Stradivarius va încânta inimile târgujienilor în august, iar cei care au militat pentru organizarea serii de cultură au fost membrii clubului Rotary și ADER. Turneul lui Alexandru Tomescu se va încheia la Târgu Jiu. Vioara Stradivarius va încânta din nou inimile târgujenilor în luna august, în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Turneul Stradivarius va poposi pentru al cincilea an la Târgu Jiu, după ce anul trecut a luat o pauză din pricina pandemiei. În 2019, concertul, desfășurat sub deviza Vive la Music, s-a bucurat de prezența peste 1.200 de spectatori în Parcul Coloanei Fără Sfârșit din Târgu Jiu. Organizatorii se așteaptă la 1.000 de persoane, însă spectatorii vor putea sta și pe margine. Televiziunea publică va prelua evenimentul și îl va difuza în direct. Cei care au militat pentru organizarea serii de cultură au fost membrii clubului Rotary și ADER. Ne pregătim pentru 1.000 de persoane, scaune, plus cetățenii care vor dori să vină în parc și să vadă de pe margine evenimentul. Televiziunea națională publică va prelua acest eveniment și va fi iarăși un bun motiv de promovare a municipiului Târgu Jiu. Meritul în totalitate este al celor două organizații, Rotary Club Târgu Jiu și Asociația Democrație, Educație, Respect.
conceput de virtuosul Alexandru Tomescu, turneul excepțional a propus publicului din România o întâlnire între compozitorii clasici și contemporani, iar târgujienii îl așteaptă cu nerăbdare să revină în orașul lui Brâncuș. Evenimentul va avea loc pe 11 august și va avea intrarea gratuită. În baza parteneriatului pe care Alexandru Tomescu l-are cu clubul Rotary, membrii au decis să reorganizeze spectacolul în această vară. Alexandru Tomescu este un violonist român, câștigător a numeroase premii naționale și internaționale la festivalurile de muzică clasică. De la debutul său din 1985, a susținut peste 200 de concerte și recitaluri în 26 de țări. Drept recunoștință, i-a fost acordat de către statul român privilegiul de a cânta pe vioara Stradivarius, care fusese anterior în posesia muzicianului Ion Voicu. Una dintre cele mai importante sărbători ale verii, Sfântul Ilie, este sărbătorită astăzi. Creștinii au mers la slujbe, iar unii au dat și de pomană, în memoria celor care nu mai sunt printre noi. Peste 140.000 de români își serbează astăzi onomastica. În fiecare an, ziua de 20 iulie este sărbătorită de creștini ortodoxi din lumea întreagă. Sfântul proroc Ilie este cunoscut ca ocrotitor al recoltelor și aducător de ploi. Tot el alungă canicula și seceta de pe ogoare și răcorește pământul. Sfântul Ilie a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide și a închide cerurile. La cuvintele profetului, o secetă groaznică s-a abătut atunci asupra pământului. Apoi tot el s-a rugat pentru ploaie. Prorocul nu a murit, ci s-a ridicat la cer într-un car de foc. Este cel care a încuiat cerul 3 ani jumătate să nu plouă, este cel care după aceea când s-a rugat, iată, din nou a plouat, e cel care a demonstrat, dovedind tuturor cine este Hristos Dumnezeu și că numai Lui trebuie să ne închinăm, Lui Dumnezeu cel adevărat, să nu avem în această lume idoli diferi, iată, putem fi mulți dintre noi în slujba acestor minciuni, acestor imaginațiuni ale lumii. Sfântul proroc Ilie este singurul dintre cei care, dintre bărbați, dintre sfinții acestei lumi, care n-a gustat încă moartea trupească, fiind luat de pe pământ la cer în car de foc, urmând ca tot el să revină pe pământ la momentul sau înainte de momentul judecății de apoi. Conform datelor furnizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor, peste 142.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Cei mai mulți, aproape 105.000, sunt bărbați. Cel mai popular nume este Ilie, urmat de Ilinca, în cazul femeilor. Elias, Iliuță, Lia și Iliana sunt alte nume populare printre români. Creștinii spun că sărbătoarea de astăzi înseamnă smerenie, bunătate și liniște. Pentru noi înseamnă smerenie... Tot ce e mai bine pentru oameni, să fie liniștit, să fie bun, să fie harniș și smerit. Astăzi este sărbătoarea Sfântului Ilie, înseamnă, mă rog, respectul pe care îl avem așa pentru credință, pentru asta, dacă și tuturor sfinților, Sfântul Ilie fiind unul dintre sfinții importanți. Să ne ajute Dumnezeu cu sănătate, ne rugăm că cu bolile astea nu se mai știe ce e, lumea nu mai vrea să o parte, să zicem conducerea, să creadă în Dumnezeu și să aibă încredere că Dumnezeu, fără Dumnezeu nu putem face nimic. Asta e părerea mea, e și tot. O parte care vine la biserică, încă mai vin. De Sfântul Ilie sunt legate și multe tradiții și obiceiuri. Astăzi se mănâncă primele roade ale verii, nuci și mere, al căror consum este interzis până în această zi, pentru a nu aduce grindina asupra pomilor și pentru a nu pune în primejdi recoltele. Tot azi, femeile de la sate culeg busuioc și îl duc la biserică, așezându-l la icoane. Tot ele pregătesc pachete pe care le dau de pomană pentru sufletul copilașilor morți de vreme. De asemenea, se pot împărți fructe, apă, flori de câmp și alte bucate. De ziua Sfântului Ilie se organizează bâlciuri și târguri în diferite părți ale țării. În Gorj, cea mai populară sărbătoare este Nedeia de la Polovraj, care mâine își va închide porțile. Județul Gorj a ieșit din codul portocaliu și a intrat într-un cod galben de ploi și instabilitate atmosferică. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat, vijelii și grindină. Yeah.
Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Vizat este și județul Gorj. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat, vijelie și grindină. În Târgu Jiu, vremea va fi mai răcoroasă decât în zilele trecute, maxima zilei înregistrându-se la 30 de grade, iar cerul va fi înnorat. Minima serii va ajunge la 19 grade Celsius cu mari șanse de ploi. Ziua de mâine în Motru anunță și averse. În prima parte a zilei, cerul va fi senin cu maxime în jur de 27 de grade, iar seara se vor strânge nori pe cer, minima va ajunge la 19 grade cu 20% șanse de ploaie. Și în Bumbejiu mâine va fi însorit. Termometrele vor indica maxime de 27 de grade pe timpul zilei, urmând ca seara minima să coboare până la 16. În Novaci, cerul va fi la fel de însorit ca și în celelalte zone, maxima zilei ajungând până la 25 de grade cu 55% șanse de ploi. Minima serii va coborâ până la 16 grade cu șanse ceva mai mici de ploaie. Și în Rovinare va fi ceva mai răcoros decât zilele trecute. 28 de grade va fi maxima pe care o vor indica termometrele în timpul zilei, iar seara minima se va înregistra la 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Urmează În Interes Public, unde invitat este Nicolae Ivăniș, iar de la ora 21, sindicalistul Vasile Civic vine la dialog deschis. Noi ne revedem și mâine de la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. Să aveți o seară minunată!